Dragi prieteni și studenți în Școala Prieteniei cu Dumnezeu, am și mă gândeam de une zi dacă mi s-ar spune alege o singură temă din Scripturi și din ea vei predica următorii 50 de ani, cum a fost în viața mea. Acea temă din Scripturi pe care aș alege-o fără ezitare și fără să fie nevoie să-mi iau timpul să mă gândesc, ar fi prietenia cu Dumnezeu. Aceasta este esența Scripturilor, de fapt. Acesta este obiectivul pe care Dumnezeu îl are prin lucrarea vieții noastre, în viața noastră și cu noi, prin noi, alături de noi, lucrând în alte vieți de oameni. Prietenia cu Dumnezeu este cea mai înaltă demnitate la care poate aspira vreodată sufletul nostru. Și această demnitate ne este conferită de Dumnezeu prin credință. Nu s-a cerut nimic altceva. Cel din urmă dintre oameni, cel mai mare dintre păcătoși, omul care nu are niciun fel de speranță, dar care va crede pe Dumnezeu pe cuvânt, cu privire la prietenia lui, omul acela este binecuvântat cu darul prieteniei lui Dumnezeu. Astăzi, cu ajutorul bunului Dumnezeu, vom urmări în lumina prieteniei noastre cu Dumnezeu, care este înțelesul și sensul cuvântului destin și destinație. Se tot vorbește de destin și destinație, dar lucrul acesta capătă valori diferite funcție de context. În contextul nostru, care este prietenia cu Dumnezeu, destinul și destinația noastră sunt legate de acest nume sfânt. Cu privire la viitorul nostru, noi putem să spunem foarte simplu și din start, nu cunosc, nu știu care va fi. Dar în același timp, știu pe cineva care cunoaște totul cu privire la viitorul meu și la fiecare clipă pe care urmează să o trăiesc pe pământul acesta. Ieremia 29:11 ne dă această promisiune a lui Dumnezeu. Eu știu gândurile pe care le am cu privire la voi. Eu nu le știu pe gândul pe care îl are Dumnezeu cu privire la mine, dar El știe ce gând are cu privire la mine. El știe ce gând are cu privire la tine, la fiecare dintre noi. Eu știu gândurile pe care le am cu privire la voi, zice Domnul, gânduri de pace și nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și o nădejde. Nu știu cum se vor traduce aceste lucruri în viața de fiecare zi, în viața practică, dar știu sigur că acest cuvânt al lui Dumnezeu rămâne în picioare, chiar dacă ar trece cerul și pământul. Am gânduri de pace, vreau să vă dau un viitor și vreau să vă dau o speranță, o nădejde. Călătoria noastră cu Dumnezeu și prietenia noastră cu Dumnezeu nu începe din momentul în care devenim conștienți și înțelegem conceptul acesta, ci chiar așa cum scrie Scriptura înainte, în Ieremia 1:5, înainte să te fi întocmit în pântecele mamei tale, te cunoșteam. A fost un plan de construcție. Înainte să fie casa, este un plan. Și cuvântul lui Dumnezeu vorbește despre Domnul Iisus Hristos în relația lui cu creația, ca și cum aceeași relație care este între zidar și casă. Înainte să te fi zidit, înainte să te fi urzit, înainte să fi fost întocmit în pântecele mamei tale, te cunoșteam. Și mai înainte ca să fi ieșit tu din pântecele ei, eu te pusesem deoparte și te făcusem proroc al neamurilor. Aceasta înseamnă că suntem urziți, țesuți, creați, echipați cu tot ceea ce este necesar pentru a împlini chemarea vieții noastre. Este cutremurător să citești acest verset și să-ți dai seama de două lucruri. Te cunoșteam pe tine, îi spune lui Ieremia, înainte să fii, și eu hotărâsem și te pusesem deoparte pentru slujba aceasta ca tu să devii proroc al neamurilor. Aceeași expresie o găsim
în cuvintele lui David din Psalmul 139. Când nu eram decât un plod fără chip, ochii tăi mă vedeau. În cartea ta erau scrise toate zilele care mi erau rânduite mai înainte de a fi fost vreuna din ele. Totul este gol și descoperit înaintea lui Dumnezeu, dar nu tot ce este existent, ci tot ceea ce este în devenire, tot ceea ce se întâmplă, tot ceea ce produce, concepe, schimbă, toată mișcarea vieții în universul acesta este o carte deschisă înaintea lui Dumnezeu. Destinul vieții noastre, cunoscut, atât de bine cunoscut lui Dumnezeu, prietenul sufletului nostru, nu este legat doar de numărul zilelor, doar de familia în care ne naștem, doar de condițiile acestea, ci, așa cum am menționat, este legat de slujba la care suntem chemați, de lucrarea pe care avem de făcut pe pământ și în direcția aceasta El ne echipează cu darurile necesare, cu ajutorul necesar ca să împlinim lucrarea aceasta și Biblia spune, nu duceți lipsă de niciun dar când e vorba de chemarea aceasta în perspectiva venirii Domnului Iisus Hristos. Dar nu doar atât, ci cuvântul lui Dumnezeu merge mult mai departe, ne spune, eu nu știu doar ce ești, ce vei deveni și știu și cine ești. Adică o cunoaștere profundă a ființei noastre și de asemenea o cunoaștere, o descoperire a ființei lui Dumnezeu către ființa noastră. Chemarea fiecăruia dintre noi pe pământ, indiferent ce lucrăm sau ce nu lucrăm, indiferent ce avem sau ce nu avem, indiferent în ce loc pe pământ ne-am naște, în ce epocă ne-am naște, chemarea ființei umane pe pământ este una singură, să poarte chipul lui Dumnezeu. Acesta e destinul, acesta este rostul, a purta chipul lui Dumnezeu. Iubiții mei, în Galateni, epistola către Galateni, capitolul 1, versetul 15, Pavel nu spune că este chemat ca profesor sau ca teolog sau scriitor, ci în timp ce e chemat la toate aceste lucrări, el este acela pe care Dumnezeu l-a chemat, așa cum scrie versetul 16, ca să descoperă în mine pe Fiul Său. Deci, indiferent ce face un om, chemarea lui, destinul vieții lui, sensul vieții lui și rostul este de a purta chipul lui Dumnezeu în ceea ce face, în locul în care se găsește, în situația în care trăiește. Aceasta este chemarea vieții noastre legată de prietenia noastră cu Dumnezeu. Chipul lui Dumnezeu, un om însă, nu este ceva magic. Nu s-a produs prin simplu cuvânt al lui Dumnezeu, să facem om după chipul nostru. Acest cuvânt, să facem om după chipul nostru, reflectă și cuprinde partea lui Dumnezeu. Dumnezeu a creat ființa mea și ființa ta cu posibilitatea și cu abilitatea de a fi după chipul lui Dumnezeu, dar acest lucru nu ne este impus. Acest lucru ne este propus de Dumnezeu și doar acela care primește propunerea lui Dumnezeu, doar acela care primește chemarea aceasta la care a făcut referire Pavel când a zis, m-a chemat să port, să descopere pe Fiul lui mine, doar acela care primește acest dar, această ofertă a lui Dumnezeu, acela va avea parte de ea. Și lucrul acesta, în condițiile vieții noastre, de acum nu se poate face fără luptă. Fără luptă foarte serioasă. Lupta aceasta este, pe de o parte, încleștarea duhovnicescului cu firescul din noi, așa cum spunea Pavel, văd în mine altă lege, este o luptă dincolo de înțelegerea noastră, nici măcar biologic. Ați observat că după un transplant, corpul are tendința să respingă. Și atunci sunt administrate anumite medicamente care reușesc să mențină transplantul. Este ceva străin corpului nostru. Natura Domnului nostru Iisus Hristos sau chipul lui Dumnezeu în om nu este potrivit cu firea pământească sau cu firea păcatului în care ne-am născut noi. Și de aceea există permanent această tendință de respingere
de opoziție a ființei noastre, firea pământească poftește împotriva Duhului, se luptă, se împotrivește, cu alte cuvinte, și primirea chipului lui Dumnezeu cere din partea noastră această luptă crâncenă. După ce cineva a biruit să primească în viața și ființa lui oferta și darul lui Dumnezeu, chipul lui Dumnezeu în om, lupta nu încetează, ea continuă. Așa cum scrie în Epistola către Galateni, capitolul 4, versetul 19. Copilașii mei, pentru care simt iarăși durerile nașterii, până când Hristos, până va lua Hristos chip în voi iarăși. Aceasta arată că ei au avut chipul lui Hristos, dar l-au pierdut și acum apostolul spune lupt iarăși ca în durerile nașterii până când voi, până când Hristos va lua chip în voi. Deci lupta aceasta cu ființa noastră de a primi chipul lui Dumnezeu în om, în noi, în viața noastră, doi, și lupta noastră cu a păstra chipul lui Dumnezeu în om nu încetează niciodată. Aceasta este o luptă care trăiește cât trăim noi. Și de fapt în lupta aceasta suntem chemați, nu suntem singuri în lupta aceasta, ci așa cum spunea Pavel, Hristos care locuiește în mine, El este autorul acestor lucruri. Cum putem noi să primim chipul Domnului nostru Iisus Hristos și cum putem să păstrăm chipul Domnului nostru Iisus Hristos? 2 Corinteni 3:18. Noi toți privim cu fața descoperită ca într-o oglindă slava Domnului și suntem schimbați în același chip al Lui din slavă în slavă. Dar acest cuvânt din slavă în slavă arată că primirea chipului lui Dumnezeu sau a trăsăturilor de caracter dumnezeiești în viața și ființa noastră este o lucrare progresivă, din slavă în slavă, pas cu pas. Pe de o parte. Pe de altă parte, păstrarea chipului lui Dumnezeu presupune că această luptă nu va înceta niciodată. Avem de luptat pe două fronturi. Pe de o parte, de a primi pe Mântuitorul în viața și ființa noastră și de a trăi viața Lui și pe de altă parte, de a rămâne în credință, de a păstra ființa noastră, de a nu abandona lupta aceasta și a ne întoarce în lumea din care am venit. Acestea sunt cele două direcții mari, două direcții, destinul și destinația vieții noastre în prietenia noastră cu Dumnezeu. Noi însă nu luptăm în lupta aceasta în puterile noastre, ar fi un nonsens, ci suntem sub binecuvântarea a ceea ce Dumnezeu a spus poporului său, nu voi veți avea de luptat în lupta aceasta. Nu mai sunt eu, spune Pavel, care trăiește această viață în mine, ci este Hristos care trăiește în mine. Nu mai trăiesc eu. Am fost răstignit. Aceasta arată lupta, este Galateni 2:20, aceasta arată lupta atât de grea pentru primirea chipului lui Iisus în viața noastră. Este asemănătoare cu răstignirea firii noastre pământești. Nimic din firea păcatului sau din firea noastră nu se armonizează, nu dorește, nu primește prezența lui Dumnezeu în viața și ființa noastră. Pleacă de la noi. Omul a fugit de Dumnezeu din cauza păcatului, din el, nu din cauza lui Dumnezeu. Și atunci Scriptura spune, este ca și o răstignire. Am fost răstignit și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine și viața pe care o trăiesc acum, o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Iubiții mei, două întrebări la încheierea acestei scurte prezentări. Crezi, întrebarea întâi, crezi din toată inima că Dumnezeu are un plan cu viața ta? Crezi că El dorește să-ți dea un viitor și o nădejde? Crezi că El are gânduri de pace față de tine? Aceasta este cea din întâi întrebare. Sigur, nu o să răspundem superficial cu un da sau nu, fără să ținem seama de drumul vieții pe care l-am străbătut până în acest moment, ce concluzii am tras noi despre lucrul acesta, dacă într-adevăr se verifică în viața și ființa noastră făgăduința aceasta.
A doua întrebare, având în vedere că Dumnezeu are gânduri de pace față de viața ta și dorește să-ți dea un viitor și o nădejde, ești gata să fii mâna dreaptă de lucru a lui Dumnezeu pentru împlinirea acestui ideal în viața ta? Tu și cu mine, noi suntem mâna dreaptă de lucru a lui Dumnezeu în viața și ființa noastră. Planul lui Dumnezeu cu tine nu se va îndeplini niciodată fără tine. Tu ești acela care ești întâiul respondent, primul care răspunzi lui Dumnezeu în orice lucrare pe care El o săvârșește în viața și ființa noastră. Deci, având în vedere că există un plan al lui Dumnezeu în viața și ființa noastră și având în vedere că știm acest lucru, suntem chemați să fim mâna dreaptă de ajutor a lui Dumnezeu în această lucrare. Așa cum a încheiat Martin Luther, așa să ne ajute Dumnezeu. Nu putem spune da sau nu, ci așa să-mi ajute Dumnezeu. Și vă invit pentru o scurtă rugăciune. Tată, în numele Domnului Iisus, stăm înaintea ta și ne închinăm pentru cel mai înalt destin care a fost vreodată oferit unei ființe în întreaga creație a lui Dumnezeu, acela de a purta chipul lui Dumnezeu. Ajută-ne în lupta aceasta crâncenă, sălbatică a răstignirii în viața și ființa noastră firească. Ajută-ne să căpătăm biruința primirii Domnului nostru Iisus Hristos și fă, Doamne, ca prin tot ce facem și hotărâm, noi să fim mâna dreaptă de ajutor a Ta pentru împlinirea planului Tău față de viața noastră. Îți mulțumim că planul Tău nu se oprește aici. Planul Tău merge dincolo și binecuvântarea Harului Tău ne va însoți la venirea Domnului Iisus Hristos, când chipul Tău va fi văzut în noi. În al Lui nume te binecuvântăm în veci. Amin.